De praznicul intrării Domnului în Ierusalim, credincioșii băimăreni au participat la liturghia arhierească de la Catedrala Episcopală din Baia Mare. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu preasfințitul părinte arhiereu vicar Timotei Sătmăreanul. La slujba au participat primarul municipiului Baia Mare și președintele Consiliului Județean Maramureș. De florii credincioșii din toată lumea ortodoxă sărbătoresc intrarea triumfală a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Este ultima călătorie pe care Mântuitorul o face la Ierusalim înainte de pătimirile sale cele de bunăvoie. De altfel, Sfinții Părinți așa și spun, venind Domnul spre patima sa cea de bunăvoie, binevoind s-a întrupat, binevoind a pătimit, binevoind s-a răstignit, binevoind a murit pentru noi și pentru a noastră mântuire și a înviat a treia zi. De florii credincioșii se adună cu multă bucurie și cu cântări de prăznuire la bisericile din toată ortodoxia, purtând în mâini stâlpări de salce sau de finic. Stâlpările simbolizează virtuțile creștine și frumusețea lor, dar și începutul primăverii și deci al vieții sau al învierii. Duminica floriilor marchează momentul intrării în săptămâna patimilor în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos, asumându-și pătimirile cele de bunăvoie, răstignirea și învierea cea din morți, pentru noi și pentru a noastră mântuire, noi în această sfântă zi de prăznuire, Duminica stâlpărilor, Duminica floriilor, am prăznuit-o în chip cu totul și cu totul duhovnicesc. Am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca liturghie împreună cu preasfințitul părinte episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului în catedrala noastră episcopală din Baia Mare, în prezența unui mare număr de drept credincioși care au venit să primească binecuvântare și să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, pregătindu-se sub această formă sfântă și duhovnicească pentru slăvitul praznic al învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. După Sfânta Liturghie, preasfințitul părinte Iustin a oficiat slujba de binecuvântare a stâlpărilor pe esplanada catedralei.